Premierul Victor Ponta a inaugurat duminică o grădiniță în localitatea Dumbrăveni. Investiția a fost realizată cu fonduri locale, prin voluntariat, dar și cu fonduri de la guvern. În noua grădiniță vor învăța 190 de copii, în două schimburi. La sosirea la grădinița din Dumbrăveni, un preot i-a oferit lui Victor Ponta o icoană cu Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, precizând că acesta este unul dintre cei mai recenți sfinți ai Bisericii Ortodoxe Române și că este născut în apropiere, în județul Botoșani. De asemenea, preotul i-a dăruit premierului pentru soția sa, Daciana Sârbu, o icoană cu Maica Domnului. În 1981 a fost descoperit de Dumnezeu ca sfânt, este cel mai stăruitor rugător pentru România și este din zona noastră, de aici, de parte de la Dorohoi. Să vă împlătească viața, familia, țara la și toată lumea, la toată lumea. Și să ne conduceți cu vrednicii când veți fi președinte. Victor Ponta a vizitat sălile unității de învățământ, după care le-a spus localnicilor că a pus un pariu cu primarul Ioan Pavel cu privire la cât de repede va cheltui banii alocați de guvern. Am făcut un rămășac cu primarul și vreau să știți de el. Am spus că îi dăm toți banii de care are nevoie, dar dacă termină până pe 15 septembrie, atunci vin la inaugurare și nu vin cu mâna goală, vin cu un cadou. Acum vreau să-l felicitați pe primar că banii a luat, a făcut grădinița și a și terminat-o până pe 14 septembrie. Vreau doar să spun încă o dată tuturor locuitorilor de aici că nu există bogăție mai mare pe lume pe care ne-a dat-o Dumnezeu decât copiii. Și că am vrut azi de aici, de la Dumbrăveni, să spun un mesaj pentru toată țara și pentru toți românii. Dacă avem copii, dacă avem grijă de ei, dacă avem grădinițe mai bune, școli mai bune, microbuze, profesori, înseamnă că avem o țară care are viitor. Sper să-și aduc aminte părinții că astăzi ați fost aici și că ajutorul de la guvern a venit atunci când a trebuit. La plecare, premierul Victor Ponta i-a înmânat primarului comunei Dumbrăveni cheile unui microbuz școlar. La câți copii aveți? În comună ar trebui să aducem vreo 100 de microbuze. Câte? Vreo 10 măcar. Vreo 10 măcar. Dar ne mulțumim și cu două. Începem cu astea două, începem da? Începem cu astea două. Sunt copii care aducem din 3 comune. Și acum avem două microbuze, le trimitem și copiii vin la timp. Nu mai cheltuiesc bani pe autobuz. Doamne ajută! Felicitări! Premierul Victor Ponta a participat apoi la cununia religioasă a nepotului primarului Ioan Pavel. Ceremonia a avut loc în Biserica Penticostală din Dumbrăveni. Victor Ponta s-a întâlnit apoi cu mai mulți pastori evanghelici din județ.